Ce argumente biblice ai totuși pentru cesaționism? Asta mi se pare că are legătură cu clipul în care am vorbit despre din 1 Corinteni 13. Ce argumente biblice ai totuși pentru cesaționism? În primul rând, să definim cesaționismul. Foarte mulți nu înțeleg ce este cesaționism. Dacă te duci la majoritatea penticostalilor, carismaticilor, ideea lor despre cesaționism e că ăștia cred că toate darurile Duhului Sfânt au încetat. Sau unii zic că Duhul Sfânt nu mai lucrează astăzi. Nu. Nu. Cesaționiștii cred că darurile miraculoase sau semne au încetat. Asta cred cesaționiștii. Că darurile miraculoase au încetat. Există o grămadă de daruri în Scriptură. Unele sunt miraculoase, cum ar fi darul tămăduirilor. Darul minunilor. Toate astea au avut un scop. Și și-au împlinit scopul. Scopul lor era să confirme mesajul lui Hristos și pe Hristos însuși. Prorocia, la fel. A fost un dar miraculos. În care oamenii ăștia aveau revelații din partea lui Dumnezeu. Apostoli și prorocii. Cei care au pus temelia Adunării. Și nu mai vedem pe nimeni să manifeste aceste daruri astăzi. Nu mai vedem pe nimeni să prorocească cu adevărat, ca cei din Scriptură. Să facă minuni sau vindecări adevărate, ca cei din Scriptură. Cei care pretind asta azi, că sunt mulți care pretind că ei fac minuni, că ei fac vindecări, sunt doar niște șarlatani. Și sunt amăgiți ei înșiși. Ceea ce fac ei nu are absolut nicio legătură cu Biblia. Că plângeți ei în picior, că te doare puțin spatele. Pe astea sunt minunile pe care le făcea Domnul Isus sau apostolii. Despre ce vorbim? E o bătaie de joc. Ce fac cei de azi? Care pretind că fac ei minuni și vindecări. Și sunt argumente istorice foarte clare pentru încetarea acestor daruri. Nu le mai vedem manifestate în istorie. Dar mi-aș cerut argumente biblice. Da? Și desigur că nu scrie nicăieri în Biblie direct darul ăsta va înceta. Darurile astea vor înceta. Deși sunt anumite locuri în Scriptură de unde putem deduce că aceste daruri au început să înceteze încă de pe vremea apostolilor chiar. De ce nu l-a vindecat apostolul Pavel pe Timotei? Care avea probleme cu stomacul. De ce l-a lăsat pe altul bolnav? Nu știu unde. De ce nu l-a vindecat? N-a avut credință apostolul Pavel? Așa ar zice unii, că depinde de credința ta. N-a avut credință Pavel, Timotei? Da? Vedem că deja și împlinit răscopul după ce mesajul Evangheliei s-a răspândit. În toată lumea cunoscută de ei atunci. Toate aceste daruri miraculoase aveau rolul să fie semne, care arătau spre ceva. Sau atestau ceva. Și anume, Evanghelia. Mesajul Evangheliei. Și în Cartea Evrei chiar ni se vorbește la trecut despre aceste daruri miraculoase. Semne, minuni. Da. Și de asta a făcut și Domnul Iisus minuni. Minunile îl confirmau pe El ca fiind Mesia. Vindecările fizice arătau spre vindecarea noastră spirituală. Exorcizările arătau spre scoaterea noastră a celor mântuiți care cred în Evanghelie de sub stăpânirea satanei, sub stăpânirea lui. Asta a fost rolul lor să ateste mesajul lui și să fie și niște semne care arată spre autoritatea lui și spre lucrarea lui de mântuire cu fiecare din noi. Fiecare vindecare din Scriptură nu e la întâmplare acolo. Noi suntem oamenii pe care îi vindecă Domnul Isus. Noi suntem orbi cărora Domnul Isus vine și ne dă vederea. Din punct de vedere spiritual. Noi suntem ologii. Și vine Domnul Isus și ne, ne vindecă de boala noastră spirituală. Noi suntem cei care eram sub stăpânirea satanei și vine Domnul Isus și îl leagă pe satana și ne scoate din casa lui. Îi jefuiește casa lui satana. Așa trebuie citite acele lucruri, da? Nu mergem la scriptură și vedem lucrurile. A, trebuie să fac și o minune și vindecări. Nu. Și apoi apostolii și apropiaților, da? Erau însoțiți de minuni care confirmau mesajul lor, pe Evanghelie. Îl confirmau pe Hristos și lucrarea lui de la cruce. Confirmau că Hristos e Mesia. Și că mesajul lor despre Mesia e adevărat. Și asta vedem în mai multe locuri din Scriptură. Uite, o să citeți din fapte capitolul 4. Și observați că accentul se pune pe Cuvântul lui Dumnezeu. Aici se rugau, ucenicii, da. Și acum, Doamne de la versetul 29. Uite-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Asta voi avea, să vestească cuvântul. Și întindeți mâna ca să se facă tămânduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Isus. De ce? Ca să ateste cuvântul, să confirme cuvântul, da? Ridicat de ei. După ce s-au rugat ei, s-au cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu. Cu îndrăzneală. Deci ăsta era scopul lor principal. Să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi însoțea cu semne și minuni. Atunci când vesteau cuvântul. Ca să confirme cuvântul. Și odată ce Evanghelia a fost confirmată și a ajuns în lumea întreagă, nu mai e nevoie de aceste semne. Asta e ideea. Nu mai e nevoie de aceste daruri miraculoase. De aceste manifestări miraculoase ale Duhului Sfânt. Asta sunt darurile. Fapte capitolul 5. De la versetul 12. Prin mâinile apostolilor. Foarte important. Prin mâinile apostolilor. Nu are tuturor. Se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în privorul lui Solomon. Și bineînțeles, țineți cont de contextul istoric în care ne aflăm. Doar ce avusese loc, cinzecimea, da? Se coboruse Duhul Sfânt și acum Evanghelia se ducea. Cât mai departe. Se ducea în Samaria, la Neamuri și până la marginea Pământului, da? Numărul celor ce credeau în Domnul, deci făceau minuni, care confirmau mesajul și oamenii credeau. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe patru și pe așternuturi pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Asta nu înseamnă că asta trebuie să facem noi astăzi. E o descriere a unor lucruri care s-au întâmplat atunci. Da? Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri Curate și toți se vindecau. Toți se vindecau. Nu mai vedem așa ceva astăzi. Da. Era ceva extraordinar ce se întâmpla aici. Și unic în istorie. A fost o perioadă de timp în care Evanghelia a trebuit să fie răspândită în toată lumea. Când Dumnezeu a manifestat aceste semne prin apostoli. Dacă cu toții ar trebui să facem lucrurile astea, să nu că postul n nu au nimica special. Nu au nimic special. Și da? șarlatanii pe care îi veți vedea astăzi nu au nicio treabă cu ce scrie aici. Unde vedem noi să meargă cineva și să-i vindece pe toți de acolo? Dacă nu se vindecau oamenii ăștia, numele Domnului Isus era făcut de râs aici. Și asta fac șarlatanii de azi, fac numele Domnului Isus de râs. Și, bineînțeles, dau vina pe cine? N-ai tu credință. Nu ai tu credință, de aia nu te vindeci. Ăsta e subiect. Evrei, capitolul 2. De la 3. Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, atenție, vorbește la trecut, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu, și ăștia sunt apostolii, da? Și apropiați sigur, da? În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor, întărea mărturia lor, întărea cuvântul, cu semne, puteri și ferurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Observați că autorul vorbește deja la trecut. Scopul semnelor și minunilor erau să întărească mărturia apostolilor. Cata a fost confirmat mesajul, cata. Ăsta e mesajul, ne spune autorul, care ne-a fost adevărat de cei ce l-au auzit, a fost vestit întâi de Domnul, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor. Și gata. S-a întâmplat asta în trecut. Asta zice autor. Mesajul a ajuns la voi. Gata. Nu trebuie confirmat într una Cât despre proroci, ei, împreună cu apostolii, ne spune Pavel, au pus temelia adunării. Odată pusă temelia, nu mai ai nevoie de ei și au împlinit scopul. A avut în scop să pună temeria. Prin apostoli și proroci, Dumnezeu ne-a transmis revelații pe care noi astăzi o avem înscris. A pus temeria adunării, adică învățătura. Da? Eu am adus învățătura din partea lui Dumnezeu. Iar noi acum suntem clădiți deasupra învățăturii lor. Da? Efeseni capitolul 2, de la versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, voi neamurilor, nici oaspeței casei, și sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Deci Pavel compare aici adunarea cu o clădire, a cărei temelie a fost pusă de apostoli și proroci în primul secol. Și în Efeseni, capitolul 4, continuă cu aceeași ilustrație a clădirii. Da? de la versetul 11 și zice așa, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci. Despre care am citit în Efeseni 2. Ăștia sunt temelia. Pe unii apostoli, pe alții proroci. Temelia. Da? Pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Odată ce temelia e pusă, odată ce apostolii și prorocii și-au făcut treaba, peste această temelie clădesc acum evangeliști, păstorii și învățători care doar transmit mai departe revelația pe care a dat-o Dumnezeu prin apostoli și proroci. E atât de simplu. Da? Și fac asta pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire. Da? Ca fiecare Sfânt, la rândul lui, să ajungă să slujească celuilalt. Pentru ca tot trupul lui Hristos să fie zidit. Deci, temelia sunt apostolii și prorocii. I-au pus temelia în primul secol. Gata, s-a terminat. Nu mai punem temelia acum în fiecare generație, da? S-a pus temelie odată pentru În timp ce se punea această temelie, Dumnezeu confirma cu minuni și semne, da? Mesajul Evangheliei. Iar acum au rămas evangeliștii, pastorii și învățători, care credes deasupra. Ei nu mai au revelații noi, ei se ocupă cu revelația deja scrisă. Da? Asta e ideea. Sper că sunt suficiente dovezi. Pentru ce staționism din Biblie. Da? Chiar dacă nu scrie în mod clar asta. La o citire mai atentă vom observa lucrurile astea.